Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Bună dimineața. Bună dimineața, domnul Luca. Domnul Luca. Felicitări este... domnului Balotelli. Da, domnul Balotelli, câți ani are domnul Balotelli la tine în familie? Face 15 ani. 15 ani și ora. Ai adus și tu niște bomboane în Mozart să sărbătorim? Băi, păi ieri erai tot plin crăpa râza. E plin internetul. Tine de mândrie pe internet că puștiu pe care l-ai făcut de râs ani și ani la rând la radio. L-am făcut de râs, mi-a făcut necazuri. L-am mai relatat. Golan, l-ai făcut scandalagiu, l-ai făcut toate felurile. Puștiu a luat 10 la matematică și, da, ai văzut cum a pus Luca? Bă, deci ăla mic a luat niște note, eu n-am avut 10 la matematică la viața română, da. Și 10 nimeni la matematică. Nimeni în familia noastră n-a avut 10. Da, nici când venea suplinitorul la matematică nu mi-a dat 10, adică nici ăla n-a luat. Cred că la sport am avut odată. Nu, la mate, zic, bun, las alte. Și la română cât a luat? 9,50. Da. Dar ai văzut cum a dat pe net, zicea, puștiu meu, 10 la matematică, media totală 9,75. Ce mă ți-e rușine că a luat 9,50 la română, ești nebun? Nu, domnule fericit, păi nu. Am zis media, că aia contează media. Până la urmă. Media contează. Cu precizarea că a luat 10 la matematică pentru că e ceva spectaculos. Nimeni în familie neavând 10 la un examen. La sper că vă uitați altfel nici la el. Măcar măsa. Auzi, v-ați mutat și voi din dormitorul mare și l-ați lăsat pe el acolo deja? Sau? Da, sunt multe probleme acum de rezolvat. Ei PlayStation ceva? A fost o zi interesant, nu. Ce a zis? A venit și... E să spun ce și-a dorit Ștefan? Da. Prima oară a zis, acum mă lași la FCSB Corvinu? Păi cum să nu-l lași la FCSB Corvinu? El vrea să meargă cu galeria la FCSB Corvinu și eu am spus, foarte bine. Nu te duci în Ghencea să-mi vii la 11 noaptea de acolo pe jos, zic, te rog frumos. Dacă era pe arenă, zic, e meci cu Corvinu, une doar la Supercupa României. Unde ea în galerie primesc tocilari? Aparent, da. Așa. Și, mă rog, a rămas în pronunțarea asta, de e meciuaș, dar nu... De ce nu te duci cu el? Dar el nu vrea să meargă cu mine, el vrea să meargă cu niște... vagabonzi în galerie. Ăla-i cu taicăsul. Nu cu mine. Deja. Cu mine nu mai vrea nici să mă vadă. Acum cel mult Ștefan să-l ia pe Luca la meci. Și a doua doleanță a fost o șaurma. Deci, băiatul meu, ai înțeles, astea au fost dorințele la meci și o șaurma. Uite că au venit, vin mesaje foarte multe și Dan ne spune felicitări mamei, a meritat efortul. Exact, da, asta vreau să spun. Săraca, băi, deci nene, ea l-a meditat. Până ce a trecut, câte refresh-uri a dat ieri, eu stăteam lângă ea acolo și... Aveam și eu emoții, nu fac acum pe nebunul. Și când a reușit să bage codul ăla, a început să tremuri, zicea, bagă-l și tu, bagă-l și tu, că e ceva greșit. Zice să fie greșit. Că ăsta el când a ieșit de la examen, mai devreme, ne-a zis, deci și arogant, am făcut bombă. După care a mai stat el pe acolo, nu știu ce, și a ieșit prietena lui, care a zis că a greșit la un exercițiu finalul. Și el zicea, și eu am greșit. Și noi așteptam, pe care de consecință, 9,90, 9,80 se evaluase el. Sigur a mai greșit el ceva pe acolo, hai o lua un 9,70, 9,80, știi? Și acum când a venit 10-le, era neverosimil, adică... Dar aparent ăsta, de fapt, n-a greșit, ci sub imperiul emoțiilor. Barele s-a greșit. Și empatizând cu prietena lui, a considerat că a greșit și el la acel exercițiu, dar iată că nu a greșit și a luat un 10 istoric pentru neopastia. Faceți contestație? Da, asta mă gândeam. Ia învață-l, mă, fă-i contestație. Râdeam aseară cu un prieten. Bă, zic, aș face contestație la matematică să fie premiera absolută în învățământul românesc. Domne, deci noi nu suntem convinși că a făcut bine exercițiul ăla și parcă ar fi un 9,90 acolo și vrem să fim siguri 100% că adevărul este respectat. Mă, băiatule, mă, 10 la matematică. Da. Mm-hmm. Altfel, ce dar la română ce poți să greșești ca să iei 9,50? Nu înțeleg. Pe aia e greșit aia cu complexi? Nu cred. Cum nu crezi? Că am mai discutat aici. Da, da. Luăm de la capăt. Aia a fost greșeala? Adică complexi? Aia a fost o greșeală de 10 sutimi. Ok. Una din și în rest, la română e gramatica, evident, și o parte de la literatură acum e cu niște mici eseuri, știi? Și sunt sutimi importante, câte 10, și pentru ortografie, și pentru caligrafie, și pentru exprimare. Deci nu poți să știi pe unde ce a ciupit profesorul corector. Am înțeles. Altfel, da, situații dramatice multe ieri și empatizez cu toți copiii și cu toți părinții, pentru că e un moment, da, la noi s-a terminat cu, nu cu bine, ci cu foarte bine.
Da, e greu, mă, pentru copii. Că uite, sunt copii care au luat note foarte mari la română și au luat o notă mică la matematică, ce i-a tras în jos. Părinții sunt disperați în momentele astea, că na, după un an de meditații în care ți-ai făcut speranțe că o să ajungă copilul la nu știu ce, da, liceu de top, dar eu le transmit tuturor, fruntea sus, viața merge înainte. Știu atâtea cazuri de copii care și-au dorit să ajungă la Lazar sau Sava și au ajuns la licee considerate mai din linia a doua. Acum vorbește despre el. Ce au făcut performanță. Nu, eu măcar... La ele la a treia. Da. Nu, eu n-am avut nici măcar atâta dorință. Dar oricum, ce știm sigur este că Ștefan cu notele astea 10, 9, 50, medii 9,75, săracul nu o să poată lucra niciodată la un matinal de radio. Hai să râzi. Adică, na, nu știu ce să zic. Nu cred. Eu, sincer, n-am mai fost așa mândru. Lasă-l, mă, să aibă și el să... Publicul rece, nu. Da, lasă-l să fie și el fericit, să facă bani în viața asta. Da. Eu n-am mai fost așa mândru ca ieri, practic niciodată în viața mea. Ultimul moment de care mi-amintesc că aș fi fost pe acolo, mă, vorbesc din punct de vedere academic, evident. Se întâmpla la începutul anilor 2000, cele 2-3 luni cât am fost concomitent student la Politehnică și la Filozofie și Jurnalism. Așa. La Spiru Haret, faimoasa facultate. Dar tu doar erai student, adică nu luai 10. Eram student și cu oricine mă întâlneam, mă întreba ce mai faci, eu spuneam, ce să fac, uite, sunt facultate. Student la, nu, 3. Care acum satele, eu le disociam acolo ca să sune spectacol mondial, păi înțelegi? Și cum zice ea? Ce mai faci, Luca? Ce să fac, uite, cu studiu, că sunt la 3 facultăți acum și... Ce facultăți? Rămâneau interlocutorii interziși, surzi rău ce muți. Păi zic, sunt la Politehnică anul 2 și am început acum jurnalism și filozofie. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.